nu este deloc clar cine este adversarul principal NATO, China sau Rusia. Deocamdată, cele mai multe opinii ale șefilor de state, dar fără a fi adoptat o poziție clară încă de către NATO, indică, ne arată China ca principal și viitor adversar militar și geostrategic, al NATO. Și atunci, Federația Rusă, ce este? În ce calitate se întâlnește președintele Joe Biden cu președintele Putin? Pentru a discuta relațiile bilaterale sau pentru a discuta raporturile lui Putin cu NATO? Dacă e valabilă cea de-a doua ipoteză, atunci rezultă că Biden ar trebui investit de către membrii NATO cu această putere. El ar trebui să fie reprezentantul NATO în discuția cu Putin. Așa să steau are lucrurile?